Bună ziua, mă numesc Rodica Stănescu, sunt profesor la Universitatea Politehnică din București. Bună ziua! Și am avut plăcerea să întâlnesc acest grup minunat de cadre didactice din județul Călăraș cu ocazia colaborărilor pe care le-am avut încă de acum 2 ani, dacă nu mă înșel. Anul trecut, prima contribuție mai consistentă a noastră a fost la prima ediție a Târgului de Știință, care a avut loc în noiembrie anul trecut la Călăraș, în cadrul proiectului nostru PERARES, un proiect FP7 european, în care am participat împreună cu proiectul MAST, care este un proiect care se desfășoară în județul Călăraș, la organizarea primului târg de știință. A fost o reușită atunci și am avut o foarte bună experiență, am căpătat o foarte bună experiență pe care acum am folosit-o și am profitat de ea pentru a încerca să organizăm a doua ediție aici, la Oltenița. A fost, după părerea mea, un eveniment neașteptat de reușit, mai ales pentru faptul că s-a desfășurat în timpul săptămânii altfel, școala altfel, și am fost impresionată puternic de numărul mare de participanți. Cred că peste 450 de copii am avut în vizită la târg. Am participat cu experimentele noastre ale grupului pe care noi îl alcătuim ca Science Shop în cadrul Universității Politehnice București, și un număr cel puțin de 3 ori mai mare de experimente prezentate de elevii școlilor din Oltenița și din județul Călăraș, foarte multe alte școli. Eu țin să mulțumesc tuturor cadrelor didactice care s-au implicat în acest târg de știință. Foarte multe persoane inimoase, dar în același timp să mulțumesc și primăriei la acest proiect. Cred că și doamna inspector ar dori să spună câteva cuvinte despre acest... Înainte de asta aș vrea să vă întreb, ați observat reacțiile tinerilor prezenți acolo? Care a fost impactul asupra lor? Care credeți că a fost impactul? Noi de obicei lucrăm cu tineri, ca să zic așa, aproape adulți. Pentru noi lucru cu copiii și cu elevii din preuniversitari este un lucru absolut fascinant, pentru că suntem surprinși de dorința lor de a cunoaște și de dorința de a experimenta, astfel încât mulți dintre ei, de exemplu, au promis că vor repeta aceste experimente acasă și le vor demonstra părinților. De fapt, noi vrem să atragem acești copii spre știință și spre dorința de a ști mai multe în domeniul acesta științific de care noi cu toții ne ocupăm, și nu neapărat de a-i atrage spre domeniul științific, dar a le forma o latură a gândirii științifice de care avem atâta nevoie până la urmă. Doamna inspector. Aceasta a doua ediție a Târgului de Știință, organizat la Oltenița, a avut ca idee de început grupul de inițiativă de la Politehnică. Ediția a doua pot să spun că este cu mult îmbunătățită față de prima, organizată în septembrie la Călăraș. De ce? Pentru că numărul participanților a fost mai mare, numărul școlilor implicate în organizarea și desfășurarea experimentelor este cu mult mai mare și dați-mi voie să menționez școlile de la Ulmen, chiar Frumușan, Chirnogi, școlile din Oltenița, care cu ajutorul profesorilor de fizică-chimie au organizat experimente oferindu-le astfel elevilor o
altă latură a științei. Prin Târgul de Știință se dorește prezentarea științei într-o formă accesibilă. Târgul este cumva organizat și sub egida MAST-ului, dezvoltarea competențelor cheie de matematică, științe și tehnologii. De ce spun și sub această egidă? Pentru că la competiția școală MAST-OP participă și doamna profesor Stănescu Rodica, prezentă la târg ca și președintele juriului. Noi vrem ca prin astfel de activități, chiar și nu neapărat organizate în săptămâna școală altfel, să-i aducem pe copii, să-i reorientăm spre științe.